Guvernul României a lansat acum 2 ani numărul unic național 119 dedicat raportării și prevenirii cazurilor de abuz, exploatare, neglijare și alte forme de violență asupra copiilor. Acest număr permite accesul direct la consilieri specializați în asistență socială și protecția copilului, care sunt disponibili să ofere suport și consiliere non-stop 24 de ore din 24. La data de 5 ianuarie 2022 a fost înființat numărul unic de urgență 119. În toate cele 47 de DGASPC-uri au fost înființate birouri de operatori ce deservesc apelurilor primite pe acest număr. Numărul este destinat tuturor raportărilor de cazuri de abuz, neglijare, exploatare și orice formă de violență asupra copilului. În județul Olt, în primele 6 luni ale acestui an, s-au înregistrat sute de apeluri la 119. Cu toate acestea, doar 43 dintre ele au vizat situații care afectau direct copiii. De la începutul anului și până în prezent, au fost înregistrate 278 de apeluri. Dintre acestea, 181 de apeluri greșite mute, 18 apelanți au fost redirecționați către alte județe, 38 solicitări informații, 43 de apeluri privind situația unui copil. Din acestea, 7 apeluri au fost confirmate. În toate cazurile confirmate, s-au luat măsurile legale. Această inițiativă este crucială în sprijinul copiilor aflați în dificultate în România, oferindu-le o modalitate sigură de a solicita ajutor în cazuri de urgență, cum ar fi abuzul sau neglijarea.